Pacea Domnului, pacea Domnului, numele lui Dumnezeu să fie onorat și slăvit prin prezența noastră în acest loc de închinare. Dumnezeu este gata ca și de data aceasta să vină cu binecuvântările și cu odihna sabatului asupra noastră. Pentru deschiderea timpului pe care îl petrecem aici la închinare, vom cânta cântarea numărul 601, un sabat ceresc. Citire câtorva texte din Psalm, capitolul 16. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnul inima.
am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când El este la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Amin. Tatăl nostru bun, sfințească-se numele Tău și cu această ocazie prin prezența noastră. Stăm înaintea Ta, gata de a asculta cuvântul Scripturii, gata de a-ți lăuda numele Tău și a ne închina Ție prin cântare și prin rugăciune. Potrivit voinței Tale, fii prezent în mijlocul nostru și fiecăruia dintre cei care suntem aici, pune odihna sabatului de plină în inimile noastre. Pune în inimile noastre speranța și bucuria mântuirii pe care ne-ai dat-o prin Iisus Hristos și prin cuvântul Scripturii. Credem că vei face lucrul acesta ca întotdeauna. În numele lui Iisus îți mulțumim și te lăudăm. Amin. Vă spun încă o dată, bine ați venit la momentul de închinare din această imediat început de sâmbătă. Spun un bun venit și musafirilor, unii poate pentru prima dată în acest loc. Înainte de a asculta cuvântul Scripturii, cineva este pregătit să ne cânte o cântare și cu pianul. După aceea vom cânta și cu biserică o cântare sau două, iar apoi vom asculta cuvântul Scripturii. Frate Roland, poftim.
Îl invit pe Daniel aici sus, să cântăm o cântare sau două cu comunitatea și apoi ascultăm cuvântul Scripturii. Celui cu inima bună, Dumnezeu îi face o solicitare. Așa îi place lui. Vă amintiți ce solicitare? Dacă avem inima bună, ne cheamă Dumnezeu să cântăm. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a mai curățit inima și e un pic mai bună, cu toate că Biblia ne spune că e șirea inima noastră. Haideți să vedem cine cântă cu toată inima, dar mai întâi de toate cine propune un cântec spre slava lui Dumnezeu. Vă rog! 356 și mâna dumneavoastră? 730. Le vom cânta în ordinea, se poate două, da? Le vom cânta în această ordine. 356, frate Florin. Versul acesta, ori de câte ori îl cânt, simt că exagerez. Știți care vers? Mi-ești prieten și mi-ești frate, împărat și Dumnezeu. Observați o ascensiune extraordinară. Prietenia adevărată începe printr-o întindere de mână și o salutare frățească. Sunt unii dintre noastre care din obișnuită nu au dat mâna cu nimeni în seara aceasta în biserică. Așa că vă invit să vă întoarceți în față, în spate, poate chiar să vă mișcați dacă aveți așa un dor să salutați pe cineva și preț de jumătate de minut să dați mâna cu cineva și să-i spuneți: mă bucur să te văd, bine ai venit la biserică. Haideți, să vedem. Hai, în stânga, în dreapta, în față, în spate. Haideți să ne mișcăm puțin, da? Îi salutăm pe această cale și pe cei care ne privesc prin online. Rugăm și pe cei care
ne privesc prin online, să se întoarcă către cei dragi și să-i strângă în brațe, în casele lor, acolo unde sunt. Contează foarte mult. Vă mulțumesc frumos că ați simțit cu propunerea mea, apreciez mult. Sora a propus melodia numărul 730. Aceasta este a doua melodie pentru această seară, la ceas de asfințit de săptămână. Inima e plină, plină de avânt, căci ne cheamă munții. Foarte frumos ați făcut la pian. Îmi place foarte tare când cineva aduce în slujire ceva mai frumos. Domnul fie lăudat. Da, e foarte frumos să lăudăm pe Domnul. Domnul să fie cu fiecare din dumneavoastră în seara aceasta și să vă ofere tot ce are el mai bun. Amin. Pacea Domnului tuturor. Bun venit, în primul rând, oaspeților de la Viena. Ne bucurăm că sunt cu noi. Bun venit celor de aproape și de departe. Și ca să rupem ritm, așa cum zice Daniel, o invităm pe Andreea, dacă are o poezie pregătită, ca să rupem ritmul până la capăt și apoi după aceea vom asculta cuvântul Domnului. Poezie scurtă, două strofe și atunci chiar am pregătit totul în această seară. Domnului, de data asta chiar am fost luată prin surprindere. Cred că o să mă repet, poate ați mai auzit poezia aceasta, dar Domnul cred că o primește încă o dată. Deși nu te-am văzut niciodată, ci doar mi te-am închipuit umblând printre stele, imaginea frumuseții tale, Doamne, o port mereu în privirile mele. Deși nu te-am auzit niciodată, vorbindu-mi de departe sau de aproape, glasul tău răsună în inima mea cu armonii de ploi și de ape.
urmele cununii de spinde pe frunte, urmele cuielor ce pe cruce te-au prins, le simt cum dor în palmele mele, deși niciodată nu te-am atins. Deși nu te-am văzut niciodată plecând, să-mi lași singurătăți pustii, te aștept aici, la capătul drumului meu, și mi-este dor să vii. Dar, dincolo de orice minune, pe drumul vieții greu umblat, este că tu m-ai iubit totdeauna, deși niciodată n-am meritat. Amin. Mulțumim pentru poezie. Cred că a pregătit foarte bine inimile și sufletele noastre pentru câteva minute în această seară, câteva minute din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să citim un text pentru început, Ioan 6, versetul 37, partea a doua acestui verset, spune astfel: pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dă într-un fel speranță această afirmație biblică, această afirmație găsită pe paginile Scripturii în Evanghelia după Ioan? Vă transmite o anumită siguranță sau dimpotrivă? Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. V-a fost vreodată teamă să mergeți în fața lui Dumnezeu sau să veniți în fața lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea în jurul căreia vom medita în această seară, întrebarea căreia încercăm să-i dăm un răspuns în această seară. Teama de a veni în fața lui Dumnezeu a născut mai multe lucruri. A născut păgânismul, a născut ritualurile, purificările, legalismul, încercarea omului de a se mântui pe sine, teama de a veni înaintea lui Dumnezeu a născut de asemenea pelerinajele lungi pentru a te purifica și într-un final a născut nefericirea. Nu veți găsi niciodată un text care să spună, sau în care Dumnezeu să spună: nu veni la mine pentru că ești gol, sau nu veni la mine așa cum ești. Ba dimpotrivă, El spune în această seară că nu te voi izgoni afară. Pe cel ce vine la mine, sau dacă vii la mine, nu te voi izgoni afară. Dacă citim acest text, vom observa că nu există nicio condiție pe care Dumnezeu să o pună, dar absolut nicio condiție dacă ne raportăm la această parte de text. Întrebarea pentru această seară este următoarea: ce trebuie să facă cel care vine la Dumnezeu? Sunt multe răspunsuri, cu siguranță. Într-o miercuri seară am avut timp să dăm foarte multe răspunsuri, acum nu este timpul. Sau, altfel pusă întrebarea, ar putea suna în felul următor: ce ar putea face un om ca pe baza a ceea ce a făcut să fie primit de Dumnezeu? Ce lucru ai putea face ca pe baza acelui făcut, lucru făcut, să fii primit de Dumnezeu? Sau altă întrebare: de ce ar trebui să facă cineva ceva dacă Dumnezeu nu i-a cerut decât să vină? Se spune că omul și copilul, începând de când este copil, să nu-i spui două chestiuni: să faci și să nu faci. Să nu-i spui cumva aceste lucruri: să faci și să nu faci.
întrebarea ce trebuie să faci ca să vii înaintea lui Dumnezeu. Mica 6 cu 6 și 7, dacă veți căuta, veți găsi un posibil răspuns. Acolo Mica se întreabă, cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu arderi de tot, cu viței de un an, cu mii de berbeci, cu un de lemn și așa mai departe. Și Proverbe, Eclesiastul, marele Solomon, cel mai înțelept om, a încercat un răspuns atunci când și-a pus această întrebare. Cum cere Dumnezeu să vii înaintea Lui? Cu ce să vii înaintea Lui? Ce să-i aduci? Cum să vii? În Proverbe 23 cu 26 veți găsi că răspunsul lui Solomon este să-ți aduci inima așa cum este ea, bolnavă, rea, păcătoasă, așa cum este ea. Dacă analizăm această frază din această seară, că nu voi izgoni pe nimeni afară, vom vedea că Dumnezeu ne-a chemat la Sine și nu a adăugat nimic în legătură cu a fi, hai de la Mine pentru că ești într-un anume fel, sau hai de la Mine pentru că faci ceva, sau hai de la Mine pentru că nu faci ceva. A vorbit întotdeauna doar despre un singur verb, a veni, sau hai de la Mine. A fost respins cineva de Dumnezeu pentru că îi lipsea ceva? Cunoașteți un astfel de exemplu? Dacă ne uităm la fiul risipitor, era aproape gol. O cămașă mai avea pe el și aceea ruptă și așa a ajuns. Gol, putem spune că a venit gol la tatălui. Cred că s-a cultivat de-a lungul timpului și o credință greșită. Dacă îți lipsește ceva, Dumnezeu te privează de dreptul de a veni la El. Lipsa a ceva te poate priva de dreptul de a veni la Dumnezeu, așa că este acest lucru oarecum în mintea noastră? Care poate fi pașaportul tău pentru a veni la Dumnezeu, pentru a ajunge la Dumnezeu? Oare bunătatea ta, bunătatea mea, este un pașaport? Frumusețea mea sau frumusețea dumneavoastră este un pașaport pentru a ajunge la Dumnezeu? Sfințenia mea sau sfințenia dumneavoastră poate să constituie un pașaport? Dacă ne uităm aici la verbul în jurul căruia gravităm în această seară, haide, vino, acesta pare a fi pașaportul, invitația lui Dumnezeu de a veni la El. Pe de altă parte, este interesant că în imnurile noastre mărturisim cum mergem noi la Dumnezeu. Avem o cântare care spune, gol nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat. Și întrebarea se pune, dacă nu ai venit gol, oare cum ai mers? Cum erai când ai ajuns la El? Gol, zdrențuit și amărât. Totuși, care sunt factorii care ne țin departe de Dumnezeu în condițiile în care El are un singur apelativ? Vino la Mine, pentru că gol nu a plecat nimeni de aici și nu am dat pe nimeni afară. Care sunt acești factori? Trebuie să existe ceva în condițiile în care oamenii stau departe de Dumnezeu. Să fie oare un răspuns în Luca 11 cu 46, impunerea unor sarcini grele de purtat? Poate fi un răspuns. Anumite bariere artificiale inventate de om poate fi un alt răspuns. Sau unul dintre cele mai interesante răspunsuri pe care l-am găsit este următorul. Atunci când ne întrebăm ce factori îl țin pe om departe de Dumnezeu, și am găsit următorul răspuns. De multe ori, lupta cu devotament pentru întoarcerea omului la Dumnezeu, în mod paradoxal, îl îndepărtează. Lupta unor oameni pentru a-i aduce pe ceilalți la Dumnezeu cu toată forța, în ciuda voinței lor, paradoxal îi îndepărtează.
virusul provenit din păgânism și transferat creștinismului. A existat un astfel de virus, și anume acceptarea condiționată a lui Dumnezeu. Este un virus. Trebuie să faci ceva ca să poți veni la Dumnezeu. Și ne-am întrebat în această seară ce trebuie să faci ca să vii la Dumnezeu. Să faci anumite lucruri? Trebuie să fii într-un anumit fel să ajungi la El? Dacă privim puțin în viața noastră, în societate, este clar că părinții își iubesc copilul dacă vine acasă cu 10, este evident lucrul acesta, nu? Ce poate fi mai frumos decât să vii cu un carnet plin de 10? Și dacă vii de la școală și curat, nu cu haine rupte, cum ne băteam noi pe vremuri și eram cu hainele rupte acasă, dacă și ascultă, dacă și face temere, dacă și are unghiile tăiate, dacă, atunci părinții îl iubesc foarte mult, nu? Pe copil. Transpunând în societate acest tablou, societatea evidențiază pe cei cu realizări, nu? Este evident lucrul acesta. Îi evidențiază pe cei care au merite. Anumite tipuri de societăți te acceptă doar dacă ai realizat ceva sau dacă ai făcut ceva. Cunoașteți că acestea sunt niște adevăruri, le vedem. Societatea cultivă meritocrația. Ai ceva, e bine. Ai realizat ceva, e bine. N-ai făcut nimic, nu ai loc. Biserica, în schimb, cum stă? Dacă societatea a cultivat meritocrația cu orice preț, dacă a cultivat să ai cu orice preț, dacă a cultivat să fii cu orice preț, biserica oare cum stă la acest capitol? Ne-am familiarizat și noi oare cu meritocrația? A început oare biserica să iubească pe om pentru că este? Îi acceptă pe oameni pentru ceea ce sunt sau pentru ceea ce nu sunt? Sunt niște întrebări reale. A început și biserica să evidențieze doar pe cei cu realizări? Să medităm la aceste întrebări. Îi iubește doar pe cei care au luat nota 10? A început doar biserica să ceară merite, ceea ce de fapt Dumnezeu nu cere? Un text interesant pe care îl cunoaștem, l-am văzut într-o altă lumină, măcar că îl știm foarte mult. Matei 28:19 spune în felul următor: botezați-i și învățați-i. Ăsta este textul din Matei 28:19. Oare de ce este, și m-am gândit și eu la chestiunea aceasta, facem pregătirea pentru botez. Noi învățăm și apoi botezăm. Și textul este botezați și învățați. Oare de ce? Și am căutat o explicație și am venit cu următorul răspuns, sau vin cu următorul răspuns. Oare acest text nu este tocmai în această ordine, botezați și învățați, pentru a exclude ideea de merit în biserică sau ideea de merit atunci când vii la Dumnezeu? Învățat fiind deja, simți că ai niște merite. Am învățat, am parcurs și atunci când vin deja la botez, am și eu un merit. Deja cunosc toată doctrina, deja cunosc 100 de texte pe de rost, ceea ce nu este rău. Ceea ce nu este rău, dar pot să nască și astfel de chestiuni, astfel de merite. Voi fi botezat pentru că deja știu, am parcurs, am luat 2 examene pentru în fața celor care m-au examinat și deja știu, am un merit, ajung în apa botezului pentru că eu merit acest lucru. Ordinea interesantă este din Evanghelie, botezați-i și apoi învățați-i. De ce milioane de oameni stau departe de Dumnezeu? De ce unii se refugiază în ateism? Care sunt acele blocaje de sârmă ghimpată care țin oamenii departe? Dacă Dumnezeu spune că te primește gol și te primește așa cum ești, dar nu te lasă așa.
Mai mult, dă poruncă să fii îmbrăcat. Am amintit tânărul care a fugit de acasă, da? Fiul risipitor. Mai mult de atât, Apocalipsa 5:13 există o poruncă, îmbrăcați-l cu haina mielului. Un evanghelist la un moment dat a fost invitat să țină un curs antifumat înainte de începerea prelegerilor. Se practică acest lucru. Și el a spus, lăsați-mă să fac invers. Cu cei care vor să se lase de fumat, să intrăm în predicarea Evangheliei și apoi după aceea să avem cursul antifumat. Puțin bulversați, n-au înțeles exact de ce. La finalul celor 10 întâlniri de evangelizare, nu mai era niciun fumător. El a spus în final următorul lucru. Exista ideea de meritocrație, ceea ce nu este în regulă. M-am lăsat de fumat, am forță și apoi vin la Iisus. Nu, hai de prima dată la medic și apoi după aceea el te va vindeca. A fost o experiență. Cele 5 persoane care au dorit să se lase de fumat s-au lăsat în perioada celor 10 întâlniri cu Evanghelia. Foarte interesant. Sunt două căi de a predica Evanghelia. Una este predicarea biblică și a doua este predicarea bazată pe merite. Și dacă e să discutăm de personajele pe care le găsim în Evanghelii și meritele lor, dau doar câteva exemple. Orbul ce a făcut de a meritat să-și recapete vederea? Leprosul ce a făcut de a meritat să scape de lepra lui? Ce ținută avea femeia prinsă în adulter dacă a venit în fața lui Iisus? Sau ce dietă o fi avut tâlharul de pe cruce de a meritat mântuirea chiar atât de repede? Le-a pus Domnul cumva vreo condiție în momentul în care au venit la el? Care a fost condiția pusă de Iisus? Niciuna. A fost o singură invitație și un pașaport dat în mâna acelei persoane. Haide la mine, vino la mine. Și mă întreb acum și eu. Atunci când am invitat pe cineva aici, oare ce condiții i-am pus? Dacă mă gândesc bine, cu anii domnului, poate i-am pus condiții de ținută. Și am zis, vezi că la noi se vine totuși cu o ținută adecvată. Cred că am făcut lucrul ăsta. S-au mai pus și alte condiții. Dacă vii, trebuie să vii foarte așezat, spălat și cu cele mai bune haine. Poate au fost condițiile astea și condițiile ar putea fi enumerate până la final, foarte multe. Dar Dumnezeu în această seară spune altceva. Spune doar vino, vino așa cum ești, vino gol, vino cu haina ruptă. Pentru mine este important să scap de boală, dar cel mai important lucru este să vii la mine, la medicul tău. Cel mai important este să vii la mine, la Dumnezeul meu. Închei cu textul de început. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni niciodată afară. Poate pare simplist mesajul Evangheliei, poate pare ultra simplu și nu mai suntem obișnuiți cu a lua un mesaj exact cum este. Poate atunci când există un text simplu, căutăm să vedem condițiile lui, în ce condiții se aplică, din tot soiul de comentarii, din tot soiul de interpretări și textul simplu scapă. Pentru această seară îmi doresc să rămânem doar cu acest text simplu și comentariile sau interpretările poate altă dată. Închei cu această invitație. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni niciodată afară. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Scripturii din seara aceasta.
prin care ne invită la El necondiționat. Vom încheia timpul petrecut în acest loc pentru închinare cu cântarea numărul 465. Vin la Domnul cel iubit. Această seară. Îți mulțumim pentru că ne dorești pe toți la tine, așa cum suntem. Îți mulțumim pentru că nu contenești să ne transmiți această invitație și îți mulțumim pentru acest lucru, în ciuda opoziției noastre. Te rugăm să rămâi cu fiecare în continuare. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.